Timișoara se vrea în anul 2020 capitală culturală europeană. Europarlamentarul Cristian Bușoi anunță o conferință organizată la Bruxelles pe această temă în 15 iunie. În cadrul acestui eveniment vor fi prezenți și experți din alte orașe, care au deținut titlul de capitală culturală europeană. În 15 iunie, Partidul Național Liberal, filiala Timiș, va organiza o dezbatere în Parlamentul European, la Bruxelles, pe tema Timișoara capitală culturală europeană. Vom invita membrii organizațiilor non-guvernamentale și mediului de afaceri care s-au constituit în advisory board pentru a susține proiectul Timișoara Capitală Culturală Europeană, pentru a le facilita un dialog direct cu reprezentanți, cu europarlamentari ai Comisiei de Cultură din Parlamentul European, cu membrii ai Comisiei Europene, dar și cu experți care de-a lungul timpului au evaluat diverse candidaturi de capitală culturală europeană, pentru ca noi să fim cât mai bine informați și cât mai bine înarmați pentru a putea susține acest proiect. Și în același timp, e un foarte bun prilej prin afișele și promovarea pe care o vom face în Parlamentul European și prin intermediul celor care vor participa, de a începe încă de pe acum promovarea acestei idei. Vor fi tipărite afișe și pliante prin care se va promova meritul Timișoarei de a fi capitală culturală europeană. Acestea vor fi împărțite în cadrul Parlamentului European. Europarlamentarul Cristian Bușoi contează pe prezența unor reprezentanți ai Comisiei Europene și membrii ai comisiilor de selecție a capitalelor culturale europene, care pot preciza ce criterii sunt importante pentru ca Timișoara să aspire la acest titlu.